Avut săptămâna trecută, au venit niște campioni mondiali, că și eu m-am gândit la asta. Domnule, ce imagine și-au făcut când au plecat de la Roma și când au aterizat aici la Iași? Eu îmi propun să vin cu investitori la Iași și cu Comisia de Cultură din Parlamentul European ca să pregătim candidatura Iașiului pentru Capitală Culturală Europeană. Și eu mă gândesc cam ce impresie vor avea când vor ateriza pe pista pe care o avem acum și vor aștepta bagajele, nu? Că vom merge acolo jos să vină bagajele. Bun, pe faptul bandă. Că ei aterizează pe pista asta scurtă, poate că nu-și dau seama. Că asta o știm noi, că e un detaliu tehnic. Dar nu, este un șoc. Este un șoc. Cum arată întregul aeroport? Parcă eu îmi recunosc o parte din vină. Gară părăsită. Domnul Ghețu, aici în emisiunea dumneavoastră eu îmi recunosc o parte din vină. Și eu am fost printre cei care am susținut candidatura lui Simirad în 2008 la Consiliul Județean. Constantin Simirad nu era președintele Consiliului Județean dacă noi, PSD-ul, nu-i făceam campanie în județ. Știu că el trăiește cu impresia că oamenii iubesc, că toată lumea l-ar vota, nu știa nimeni în județ. Îi puneam poza și nu îl recunoștea nimeni. Știți ce sunt curios? Dacă n-ar fi plecat din PSD, ce ați fi spus? Dacă aveați același punct de vedere atunci. I-am spus și atunci că a fost a plecat destul de repede în 2009. Nu, e în campanie, nu, i-am eu spus. Eu spun vis-a-vis de aeroport, domnul Ghețu, i-am spus atunci în campanie că nu știe nimeni. Vreau să vă spun că am pe conștiință acest lucru pentru că nu m-am așteptat să fie atât de lipsit de viziune, de curaj, să nu-și asume niciun proiect serios pentru județul Iași, să nu se bată pentru niciun fond. Am auzit că e frică de credite de când era mic și nu face credite. Că nu se ferește de banii europeni pentru că alții fac pușcărie, pentru că nu știu ce au făcut cu banii europeni, deci nu face nimic cu banii europeni. Că se ferește de hoți și ca așa mai departe. În fine, n-a explicat ce-i cu vila aia în Galata, dar e altă discuție. Eu am crezut că va fi un președinte de Consiliu Județean care în echipă cu Gheorghe Nichita, primarul Iașiului, pentru că atunci părea o echipă, vor face ceva pentru județ. Eu chiar am fost bine intenționat. Acum, nu cred că Simirad va face ceva pentru aeroport până anul viitor. Imaginea discuția lor în sine creează frustrare, pentru că sunt soluții, sunt bani, nu se face nimic și nu putem să găsim un răspuns decât acuzându-l pe Constantin Simirad de incompetență și reavoință, pentru că sunt fonduri europene pentru aeroporturi regionale în care se încadrează și aeroportul Iași. Sunt alte județe care și-au făcut temele și care au accesat fondurile. Suceava, spre exemplu, se mișcă. Mulți îl acuză pe Gheorghe Futur. Păi nu o să stai el în urma Iașului. Am înțeles că face o hală lângă din banii Consiliului Județean pentru că sunt mulți care merg cu avionul și mai au nevoie de încă un terminal. Dar nu e asta soluția. Nu din banii Consiliului Județean trebuie să construim noi o hală. Este vorba de modernizarea aeroportului ca aeronave mari să poată ateriza pe ea și să stabilim legături internaționale cu aeroporturi importante din Europa. Deci, iarăși lipsă de viziune, iarăși lipsă de interes, iarăși lipsă de curaj din partea lui Constantin Simirad. Nu l-am văzut mergând la București să se bată pentru acest proiect la guvern. Nici pe parlamentarii PNL-ului, iarăși nu i-am văzut. Nu vin. Bun, vorbim de aeroport. Mă tem că și dacă îl punem pe roate, nu rezolvăm chiar mare lucru dacă nu mișcăm și pe alte planuri. E o discuție complexă aici pentru că investitorii în general nu mai vin în România. Mai ales perioada asta. Nu mai vin de vreo 2 ani de zile volumul investițiilor în România, străine mă refer, că astea sunt cele importante care creează locuri de muncă, au scăzut enorm. Nu vin pentru că atunci când guvernul pune toată sarcina impozitării pe muncă și nu pune deloc pe capital, când forța de muncă este cea care e taxată cel mai mult, principalul nostru avantaj competitiv în Europa era faptul că la noi munca era ieftină. Salariile erau foarte mici, veneau și munceau la noi cât salariile erau mici, când începeau să crească salariile, plecau mai departe. Dar era o perioadă în care existau... Cum s-a întâmplat la Nokia, se pare. Sunt mai multe cauze. Acolo sunt mai multe cauze și politice. Și conflictul diplomatic dintre noi și Finlanda este unul foarte important în cazul Nokia. În general, austeritatea și regimurile de dreapta, nu numai din România, dar din Europa, au gonit investitorii.
pentru că măsurile de austeritate au darul de a reduce consumul. Iar reducerea consumului și scăderea nivelului de trai nu este atractivă pentru niciun investitor. Eu nu vin să produc într-o țară cu 20 de milioane de locuitori sau 19 milioane, cât mai suntem acum, dacă cei din țara respectivă nu consumă nimic, nu cumpără nimic din ce produc eu. N-am niciun interes. Pentru că principala piață care am adresez este piața internă de acolo. E adevărat, dar să știți că nici nu am sesizat să există vreo strategie din partea autorităților locale. Bun, că e o situație dificilă, că nu vin investitori, ca investitor nu merg în nicio țară în care sistemul fiscal nu este unul stabil. Eu, ca să-mi gândesc un plan de afaceri, mi-l gândesc pe câțiva ani de zile, pe 5, pe 10 ani de zile. Eu nu știu într-un an de zile ce taxe și impozite am de plătit în România, pentru că ele se schimbă la Timișoara, de 4 ori. La Timișoara sau la Cluj? Nu vin investitori. Nu, au poate venit, nu vin acum. Păi nu mai vin. Au venit până în 2007-2008. Dar noi nici până în 2007 sau 2008. Păi nici până atunci n-am avut. Spuneți-mi, ce firmă importantă a venit la Iași, chiar și dincolo, în care deci dincolo de condițiile astea generale, care sunt valabile și pentru Timișoara, și pentru Cluj, și pentru Brașov, mai sunt niște condiții specifice regiunii Nord-Est. Izolarea în care se află regiunea Nord-Est, din punct de vedere, în principal, al infrastructurii. N-avem drum de autostradă care să ne lege cu, de Cluj și de vest, de Ungaria încolo, n-avem nici autostradă care să ne lege cu estul, cu piața Rusiei, care din punctul meu de vedere este o oportunitate foarte mare pe care noi nu exploatăm absolut deloc. Da, apropo de autostrăzi, am văzut că ieri Relu Fenecheu, șeful PNL Iași, se bucura că România a fost inclusă în sfârșit, sau mă rog, tronsonul Iași, Târgu Mureș, figurează pentru prima dată pe harta Comisiei Europene. Da, e o bucurie care va trece foarte repede domnului Fenecheu. Bănuiesc că și trecut deja, dacă s-a informat mai mult, pentru că simplu fapt că apare pe harta respectivă nu înseamnă că se și realizează. Pentru că, până la urmă, guvernul și statul este cel care stabilește prioritățile, care sunt tronsoanele pe care le va face și în ce ordine și în cât timp. Bună, spune. Iar autostrada Iași-Târgu Mureș nu este programată la execuție. Ea doar apare ca o posibilitate de acces către est. Bun, dar suntem în faza de studii, de fezabilitate, deși suntem de vreo ați văzut că durează să faci 2 km de autostradă în România. Vă dați seama, dacă suntem încă la faza de studii, avem toate șansele. Dacă guvernul PDL rămâne în continuare, noi doi să nu mai prindem autostrada. Da, în comunicatul de ieri, Fenecheu spunea că poate fi prinsă pe fonduri europene nerambursabile 2014-2020. Sunt foarte multe variante prin care pot fi construite aeroportul din Iași, prin care poate fi construită autostrada. Doar că nu se mișcă nimic. Sunt multe variante. De exemplu, parteneriat public-privat. În toată lumea civilizată, nu includ și România aici, în toată lumea civilizată sunt firme care vin și construiesc autostrada, 20 de ani o exploatează și pun o taxă pe care s-o poată suporta populația și după 20 de ani, 25 de ani, depinde cât e contractul, o lasă ca nouă statului respectiv. Statul nu dă niciun leu. Altă variantă este prin fondurile europene care sunt la dispoziția Ministerului Transporturilor, dar iarăși cu o rată de absorpție de 3%, ce șanse sunt să construiești autostrăzi sau aeroport. Sunt investitori, de exemplu, pentru aeroport, nu numai chinezi, am zis că și turci. Toate națiile vor să vină să investească în Iași, cineva se opune. Și nu înțeleg de ce. Acel cineva este, bineînțeles, Constantin Simirad. Deci, variante sunt. De aici frustrarea populației și chiar și frustrarea noastră, celor din politică, pentru că sunt soluții. E clar că un aeroport, o autostradă ar deschide orașul către investitori, s-ar crea locuri de muncă. N-ar mai lucra oamenii la Fortus pentru 400 sau 600 de ron, ci s-ar duce să lucreze la o firmă, la un investitor străin care vine și creează locuri de muncă. Bun, asta e o condiție, să spunem, necesară, nu și suficientă, pentru că dacă autoritățile, chiar și cu o infrastructură bună, dacă autoritățile nu se vor mișca, dacă nu vom ști, nu știu, să atragem investitori, să discutăm, să vedem facilități. Da, dar un investitor nu o să vină niciodată dacă nu are aeroport și autostradă. E adevărat, dar România nu e o țară, să spunem, Timișoara, Clujul, Brașov sau Suceava au infrastructuri foarte bune. Dacă au acolo și altfel de oameni în frunte care
se mișcă altfel, și politic, și administrativ. Eu vă spun că dacă să presupunem că de mâine n-ar mai fi Băsescu și n-ar mai fi PDL-ul și ar fi alt guvern. Bun, și cu vine USL-ul la putere, să spunem, la guvernare. Și a rezolvat problemele de stabilitate fiscală, de problemele mediului de afaceri și ar deschide România din nou către investiții. Eu vă spun că investițiile s-ar duce, deci mâine, dacă s-ar rezolva problemele astea și USL-ul la guvernare, tot către Cluj, tot către Timișoara, tot către Brașov și așa mai departe. De ce? Pentru că problema regiunii Nord-Est nu e rezolvată. Mă refer la aeroport, mă refer la autostradă și la celelalte condiții de care ai nevoie ca să poți să atragi investitori.